Trăim într-o lume plină cu de toate, și cu bune și cu rele, cu inamici vizibili, dar și invizibili. În 2020, viețile noastre au suferit schimbări radicale. Un virus invizibil și nesesizabil a creat întregii luni probleme cu adevărat vizibile și sesizabile. Timp de două luni, din 17 martie și până în 15 mai, în Republica Moldova a fost declarată stare de urgență, fiind impuse nemijlocit și măsuri restrictive pentru întreaga societate. Despre ce discutăm în această seară, rămâneți alături de noi și în scurte clipe desfășurăm subiecții susnumiți, mai ales că vorbim despre efectele pandemiei pentru angajatori și angajați, în termeni concreți. Întreabă-te pe tine și pe alții. Ce ai făcut tu? Ce au făcut ei? Ce acțiuni concrete trebuie de întreprins? Cum înfruntăm inamicul invizibil? Concret, în fiecare luni, la Moldova 1. Principala prioritate a statului a rămas sănătatea publică, sigur. Și măsurile restrictive care au fost impuse de către autorități în contextul combaterii și limitării contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a dus bătăi de cap tuturor, în special agenților economici. Deci, segmentul economic fiind un subiect de maximă importanță pe care îl găsim astă seară al discuta cu invitații noștri. Cum, de fapt, au influențat pandemia regimul de muncă a angajaților, aflăm ulterior în reportajul colegii mele Irina Crăciun. Din cauza pandemiei provocată de coronavirus, fiecare al patrulea moldovean angajat în câmpul muncii și-a schimbat regimul de lucru sau chiar a absentat de la locul de muncă. Datele Biroului Național de Statistică arată că 163.000 de angajați nu au lucrat deloc în al doilea trimestru al anului curent. În aceeași perioadă a crescut cu 90% numărul angajaților aflați în concedii fără plată sau în șomaj tehnic. Totodată, 30% din persoanele afectate de pandemie au muncit mai puține ore pe săptămână, iar 25% au activat de la domiciliu. Cel mai mult au muncit de la distanță învățătorii, precum și unii funcționari și antreprenori. Nu am muncit pentru că lucrez într-o instituție de învățământ și învățământul a fost stat și nu am activat. S-a simțit, s-a afectat, bineînțeles. Sunt calitate de tehnician și nu am lucrat, în general nu am lucrat. Noroc de soț. Stihotare și asta ne ține. De acum regim obișnuit, muncim, sperăm să fie bine. На половину меньше. Когда необходимость была, вызывали. Câteva luni am stat acasă și pe urmă am activat așa, deci unde activez, doar un număr mic, redus de persoane care s-au schimbat în ture. În instituția unde activez, oricum nu e chiar cum au fost până la pandemie. Am fost eliberată de la serviciu, apoi m-am revenit. Vinea un coleg, urma alt coleg. Bine, mersi, sunt bine, am revenit la serviciu. Absolut n-am activat, pentru că am fost într-o situație puș. Noi activând, eu fiind administrator la o carieră de piatră, n-am avut activitate, că nu se permitea. Și am stat acasă, am și drept lucra. Мы месяц не работали, а сейчас работаем в обычном графике. Sunt айтишник și lucrez la distanță oricum. Deja 20 de ani când lucrez așa. N-am simțit deloc diferența, adică cum a fost volumul, așa și a rămas. În această perioadă, așa cum bine știm, cel mai mult au avut de muncit medicii și angajații din sistemul medical, ei fiind și cei mai expuși pericolului de infectare. Eu fiind medic, vă spun că eu n-am activat aici, eu activez după hotare. Și e clar lucru că și după hotare medicină nu poți prin internet, prin online să activez. Cel mai mult suferă medicii, lucrătorii medicali, nu numai medicii, dar toți, de dacă ei își depun efortul ca să ieșim din impasul ăsta, din criza asta.
Potrivit Biroului Național de Statistică, circa 200.000 de cetățeni au declarat că din cauza virusului COVID-19 le-a fost afectată situația la locul de muncă. Peste 36.000 de moldoveni au ajuns șomeri în lunile aprilie-iunie 2020. În această perioadă, indemnizația minimă pentru șomaj a fost de 2.775 de lei, iar fondul în acest sens s-a majorat aproape de 6 ori, ajungând la 200 de milioane de lei. În Republica Moldova a fost declarată stare de urgență din cauza noului coronavirus de la mijlocul lunii martie până la mijlocul lunii mai. Școlile, grădinițele, restaurantele, hotelurile și centrele de agrement, precum și o serie de agenți economici, și-au sistat activitatea pentru câteva luni. Măsurile de restricție au fost ridicate treptat de autorități, dar efectele acestora arată o diminuare a activităților de afaceri și reducerea consumului. În prima jumătate a anului 2020, Republica Moldova înscrie o scădere a produsului intern brut de circa 7,2%. Acțiunile, sectoarele de fapt care au influențat această scădere drastică a produsului intern brut în Republica Moldova, fiind comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, transporturile și acțiunile care implică alimentația publică și cazarea. Care este situația reală economică în Republica Moldova în contextul pandemiei, în contextul infecției cu noul virus SARS-CoV-2? Discutăm în această seară cu invitații noștri prezenți deja în platoul emisiunii noastre, domnul Alexandru Ghețu, șeful direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună seara! Bună seara! Domnul Dumitru Ciobotărescu, om de afaceri, proprietar a unei rețele de restaurante. Bună seara! Bună seara! Domnul Sergiu Gureu, antreprenor social. Bună seara! Și domnul Dumitru Albulesa, corect am spus, corect, da? Administrator AITA, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Republica Moldova. Stimați domn, seara. Bună seara! Bună seara! COVID-19, pandemia COVID-19. Observăm de fapt că în întreaga lume toate guvernele și-au asumat adaptarea unor măsuri restrictive, așa, cu un impact sistemic foarte major. Observăm că în Republica Moldova, de fapt, în scopul de a limita această contaminare mai departe cu acest coronavirus, și guvernul nostru a adoptat o serie vastă de măsuri pentru a cumva promova și mai departe prosperitatea și siguranța cetățenilor. Observăm că în acest context cei mai influențați, să zicem, negativ, pentru că vorbim despre economie, indici economici, este mediul de afaceri, este antreprenoriatul, este piața muncii nemijlocit. Observăm o îngustare și scădere a activității zonelor economice libere, ca final, sigur, revenind la acea scădere deja foarte majoră a produsului intern brut pe țară. Cu un asemenea sinopsis, am să încep cu dumneavoastră, domnule Ghețu, apreciind de fapt cum stau lucrurile la ziua de azi în planul economic, în contextul unei pandemii și în contextul unei creșteri atât de numerice de infectări și, sigur, revenind la măsurile restrictive pe care noi și le-am enunțat. Bună seara încă o dată! Eu cred că, referitor la situația economică, poate era mai bine să invitați cineva de la Ministerul Economiei. Dar ținând din Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și anume direcția sau domeniul raportului... Sunt complementare. Complementare, adică sistemic, da. De unde de fapt și-am tins direcția să fac asemenea intervenție. Muncă și parteneriat social și ceea ce am propus Ministerul nostru, e clar că avem de facere cu o problemă nemai văzută și nemai auzită, deci n-a mai fost un precedent. Și respectiv nici nu putem să știm cât va dura această situație și în ce situație ne putem pomeni mâine, poimâine sau peste o săptămână, peste o lună. Dacă am avea o lumină în capul tunelului, am face niște calcule și poate am putea ceva să... Dar în contextul respectiv, Ministerul Sănătății și Muncii și Protecției Sociale, și vorbim de domeniul muncii, că vedeți că avem un minister format practic din două ministere, da, cel al sănătății, care e în prima linie, și partea de muncă, care iarăși nu a rămas într-o parte. Deci, în primul rând, a fost modificat prin legea 69 din 2020, a fost modificat codul muncii și
cu acordarea posibilității salariatul să muncească la distanță. Deci nu era în codul muncii așa o prevedere, deci un capitol întreg. Clar că asta este puțin, deoarece cei la distanță pot munci doar cei care într-adevăr pot lucra de la distanță și nu este un număr atât de mare. Sigur, vedem și am lege. Fost toți martori la încercările, adică celor care încearcă de acasă și păstrează activitatea, dar avem un număr majoritar a producătorilor, prestatorilor de servicii care nu reușesc din condiții de casă și își duc activitatea. Da, și nici nu pot, deci nu au posibilitate, au producere, dar totuși un număr mic, dar totuși s-a început o activitate la distanță și dacă să vorbim chiar și în domeniul educației și în domeniul în administrație publică, ce ține de funcții publice, de locuri de muncă unde pot lucra fără prezența la domiciliu, vedem că este un număr, așa să spunem, nu mare, dar nu mic. Și începe lumea sau personalul salariat să se acomodeze. Și eu cred că chiar dacă revenim la situația anterioară de până la COVID, oricum lucrul este pe plac și salariaților și angajatorilor. Da, la segmentul muncii am putea desfășura sectorial care au fost acele sectoare puternic sau maxim influențate de măsurile adică enunțate de către autorități într-o păstrare sigură a sănătății publice de mai departe. Afectate în aveți în vedere cu munca negativ nemijlocit pentru că aceste măsuri de restricție până la urmă în indice mare fie au redus activitatea pe anumite segmente, fie au restrâns activitatea acestora. Vorbim despre disponibilizări, vorbim despre concedieri, vorbim despre simpla lipsă a banilor într-o continuare a activităților. Da, e clar că în primul rând este sectorul Horeca, care a fost afectat de mijlocit de pandemie, și au, adică o, pe o durată îndelungată și acum ei s-au redeschis o parte din întreprinderi, dar iarăși cu niște restricții care iarăși le pune niște bariere. Cei sunt de distanță între mese, cei sunt de nunți, evenimente. Da, sunt norme iarăși pentru păstrarea nemijlocită. Ce cred că dacă este cineva din sectorul respectiv și sigur, desfășurăm, pentru că bine ați punctat Horeca. Horeca, de fapt, ramura care are o poziție de top în menținerea economiei Republicii Moldova. Ne aducem aminte că sectorul Horeca, mai ales, a fost influențat în prima perioadă a anului, din momentul în care s-a acutizat situația pandemică din țară. Știm foarte bine că după o perioadă au fost ușile închise în ceea ce înseamnă restaurante, hotele, cafenele și toate celelalte locale de consum public. Ne aducem aminte de chiar și ieșiri în stradă a reprezentanților Horeca și mă uit la dumneavoastră, domnule Cebătărescu, probabil ați fost și dumneavoastră în acele ieșiri unde ați avut o expunere publică. Se comunică mult, dar să vorbim în termeni concreți. La ziua de astăzi ce avem? Cum au influențat aceste măsuri, acele măsuri inițiale care în timp ele s-au modificat sau au crescut numeric și spre ce mergem? Eu aș diviza întrebarea și problema în două părți componente. Este agentul economic, cum sunt eu, și sunt persoanele care sunt implicate în aceste procese. Să le luăm pe rând atunci, pentru că este foarte bine punctată delimitarea. Deci, să vedem ce se întâmplă cu oamenii care sunt antrenați în acest proces de deservire a oamenilor, alimentația oamenilor în Horeca. De fapt, ei au fost obligați să stea acasă fără nicio sursă de venit. Practic, 3 luni ei au fost obligați, deoarece întreprinderile, cafenelele, cantinele, restaurantele, totul a fost închis și lucrau numai la pachet, ori la livrare. Deci, practic, 50.000 de familii au rămas fără sursă de venit. De ce zic familii? Deoarece când bărbatul lucrează în domeniul alimentației publice, de obicei și soția undeva este pe alături. Și asta s-a întâmplat foarte neplăcut pentru acești oameni, deoarece au rămas absolut fără o sursă de venit. Dar cum ați reușit dumneavoastră de a face față tuturor greutăților pe care le-ați întâmpinat deodată cu aceste măsuri care au fost impuse? Pentru că știm colegi din segmentul dumneavoastră care cu regret nu au reușit. Deci trecem de la oamenii care lucrează în acest domeniu, trecem la agent economic.
Eu personal am abordat această întrebare din punct de vedere foarte pesimist. Din prima zi când s-a aflat, dar noi am aflat pe 15 martie. E important că nu ați tratat-o pesimist. Pe 16 martie, că suntem deja închiși, am tratat-o pesimist și mi-am zis mie că e posibil asta să se întindă foarte mult. Am restrâns toate practic cheltuielile care am avut în afacere. Am vorbit cu toți... Ați redus din personal, probabil? Un moment, asta este altă parte a monedii, care e mai mult să zicem din prima. Am vorbit cu toți că în care închiriem spații, de la care au cumpărat produse, deoarece momentul acesta este foarte important de a rămâne în relații pozitive și lucrative cu toți cu care lucrez, ca să prelungească. Deci, acum este un moment foarte important care se spune de echipă. Echipa, toți ziceau, concediu tehnic, concediu tehnic. Noi n-am avut problemă tehnică ca să lucrăm. Pe noi, Horeca, a fost pur și simplu închis din exterior. Nu o să o interesează să lucrăm. La noi erau frigiderele pline. Noi avem preparate... Dar cum dumneavoastră vedeți la acea perioadă adaptarea măsurilor într-o a vă permite... mai departe a funcționat, pentru că zici, vorbim anterior despre măsuri de precauție, într-o blocare cumva... Eu nu pot să zic ce ar trebui mai departe a virusului. Eu zic că noi am fost închiși din exterior. Corector, nu corect, nu pot eu hotărâi și nu pot zice eu. Eu nu sunt medic după specialitate, nu sunt virusolog, oriceva. Eu nu știu. Eu am primit că noi trebuie să ne închidem. Deci noi am făcut ce am făcut. Am încercat să rezolvăm cu produsul, cu stocurile de marfă și respectiv am încercat cumva să menținem echipa. Prin aceea că cineva avea concediu plătit, am spus în concediu plătit, cineva lucra un tur, când am fost închiși complet în turi, ca să putem cumva, ca să menținem. Comportiv cu alte țări, unde economia care a fost închisă, a primit suport de la stat, 80-90%, noi n-am primit nimic. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Îndată cu drept de replică, vroiam să facem și o paralelă cu dimensiunea antreprenoriatului social, cu care elemente tehnice, dumneavoastră v-ați ciocnit în timpul în care ați găsit nevoie de a depune un efort în plus ca să rezistați pe această platformă, sigur că îngreunată, pentru că pandemia vorbește de la sine și cu toți suntem martori la ce duce. Bună seara! Sunt fondatorul unei întreprinderi sociale care lucrează la fel în domeniul Horeca, mai bine spus în catering. Din prima zi, cum a spus și domnul Cebotarescu, că activitatea practic a fost sistată, noi în primele două luni, cât a fost stare de urgență, am făcut un calcul și activitatea noastră economică s-a redus cu 73%. Chiar au fost două luni după 15 martie, când am stat practic în fiecare zi eram în suspans, eram într-o stare de incertitudine maximă, fiindcă nu eram siguri că pașii pe care, sau deciziile pe care le vom lua la nivel de management vor fi ele corecte în relație, în raport cu activitatea economică și cu dezvoltarea afacerii sau corecte în raport cu salariații noștri, fiindcă vorbim de cazul nostru vorbim de 25 de salariați și noi evident că am fost foarte mult afectați. Am comparat cifra de afaceri de aceeași perioadă, anul 2019, spuneam mai sus că minus 73%. Poate din motivul că suntem o afacere socială, am avut grijă și de fapt avem permanent parteneri sociali sau parteneri care susțin activitatea noastră, ca de exemplu donatori, instituții publice, ca de exemplu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care știe despre afacerea noastră și a contractat careva din serviciile noastre de livrare a mâncării în cazul unor ședințe instruiri. Da, care... domeniul dumneavoastră de activitate a fost și până la pandemie catering, adică serviciul de menaj la distanță. Da. Adică pandemia volens-nolens mai puțin a influențat din punctul de vedere tehnic activității pe care o duceți.
Noi suntem catering cu livrare, dar nu suntem focusați pe persoane fizice. Noi avem servicii de catering pentru companii. Din cauza companiile și-au restrâns activitatea, respectiv nu au fost evenimente care să aibă nevoie de servicii de catering pe care noi le prestăm. Vă mulțumim foarte mult. Iată, am vorbit despre consum, despre serviciile de catering. Am zis cu drept de replică îndată, dar vroiam să și leg cu celelalte sferi, transporturile. Dar numai o replică, nu putem astăzi spune că cel mai afectat a fost Horeca sau ce. Transportul de persoane a fost sistat. Am ajuns situația când am vecini aduci medici la Chișinău. Deci aia, nu putem să ne spunem, toate au fost afectate. Asta am răspuns. Da, și o să vorbim și despre indice, operând cu termen. Continuu, o secundă. A dat cuvântul. Deci nu numai și nu numai transport, numai Horeca. Mai sunt. Da. Intersectori. Noi am timp să le lua, am le lua în exemplu pentru a face cât de cât o desfășurare la subiect. La transporturi, cu mare pardon. Da. Operând în termeni deja statistici expuși public, din ianuarie până la această perioadă, ne și indică că întreprinderile de transport public în Republica Moldova au transportat cu 50% mai puțin pasageri. Vorbind despre transportul aerian, nici acolo zona meteo nu este cea care a fost și anul trecut. De ce? Pentru că circa 22.000 de persoane au fost transportate, adică cu 90% mai puțin decât anul trecut. Și despre transportul de mărfuri, sigur că nu trecem cu vederea, dacă nu greșesc, este un indice de 14%, deja și depășit diferența din perioada anului trecut. Da, dacă... În termeni reali. Da, eu să mă expun special pe transport marfă, că sunt mult. Asociația Transportorilor de Marfă. Dar în replică au fost colegii, noi cunoaștem transport. Din prima zi, când a apărut boala asta peste Moldova și peste toată lumea, noi ne-am adresat conducerii Ministerului Economiei Guvernului și cu susținerea Ministerului Sănătății Muncii, șoferii n-au fost împuși ca să stea în carantină. Era și o glumă. Dacă nu murim de coronavirus, o să murim de foame dacă oprim transportul marfar. Dar eu vreau să divizez ca colegul întrebarea, situația în două. Protecția persoanelor și ramura, dezvoltarea ramurii. Ce ține de persoane, conducători auto, angajați în asociația noastră? Noi, din prima zi, în data 6, am trecut la un regim strict de muncă. Cea mai mare parte au plecat să lucreze la distanță. Au rămas numai cei care deserveau transportorul pentru a elibera carnetul TIR, care este o garanție față de vamă pentru a putea activa în toată Europa și în toate direcțiile. Noi am elaborat și cu... pentru fiecare șofer a fost dat așa recomandări. Materiale informative. Da, la fiecare în cabin, când se odihnește, să mai citească. Și aici era tot ce trebuie să fac el ca să nu se contamineze. Asta doar el, cabina e habitatul lui. Unde el trăiește, el acolo, și cu păreri bată în lemn, noi nu avem astăzi niciun șofer internațional de marfă care a fost infectat de coronavirus. Da, asistăm parcă la o relaxare a acestor, la respectarea parcă a măsurilor acestea restrictive. Asistăm și la o revigorare a situației în transport. Nu pentru ce. Cu părere de rău, sunt alte probleme. Cei ce noi am spus de protecția conducătorilor, angajaților, da, poate e mai slab acum. Avem partea a doua, economie. Avem foarte mari probleme. Transportorii nu s-au adresat către conducerea țării să cer bani. Nu au cerut careva facilități. Au cerut niște reguli clare care noi să putem activa, să putem fi compatibili pe piața din regiune. Doar noi, părere de rău, lucram o mare parte pe piața treie. Piața Moldovei, piața treie. Turcia, țările balcanice, CSI. Noi avem probleme cu costul autorizațiilor. Costul autorizațiilor, noi suntem de 5 ori mai scumpi decât vecinii noștri, România și Ucraina. La ultima întâlnire, care am avut-o cu ministrul economiei, domnul Railean, eu chiar i-am demonstrat prin cifrele și ca să spunem că cu noi ne-am întâlnit de două ori cu prim-ministru prin Zoom, da? Am fost la întâlniri cu președintele țării, problemele se cunosc,
Am avut ultima acum, nu de mult, ședința cu secretarul de stat al Ministerului Finanțelor pentru a discuta problemele financiare care să putem păstra ramura. Dar spuneți-mi, vă rog, dar dumneavoastră la această etapă sunteți pregătiți de o alternativă la situație, de un nou focar, de noi restricții la ceea ce avem, de fapt? Nu. În transport nu poate fi, știți, noi suntem, traversam multe state. Dacă un stat a închis Turcia, dacă a închis noi la voi, 14 zile au stat șoferi pe câmpuri. O închis Italia, dar cunoașteți, ne-am blocat toți. Astăzi, economia mondială, așa noi transportăm, exportăm, importăm. De ce? Noi trebuie să întreprindem toate măsurile și asta cerem de la conducerea țării și adresarea noastră care a fost făcut pentru a crea așa condiții ca transportul să nu pleci din țară. Așa este. Dacă cu drept, direct la domnul Ghețu, dumneavoastră ați vrut să ne comunicați ceva? Vă rog mult. Da, eu am vrut, dumneavoastră m-ați întrebat care sunt cele mai afectate domenii și am început cu Horeca, că, mă rog, e un domeniu așa mare, dar nu vreau să las în urmă și să trecem cu vedere și transportatorii și producătorii sau domeniul de producere. Producerea, dacă spunem noi că poate nu a fost afectată, dar ea a fost afectată indirect, deoarece marfa sau marfa primă nu a fost adusă în țară și nu putea fi realizată și respectiv automat deci s-a format un blocaj, deoarece economia la ziua de azi este dependentă una de alta. Deci o ramură de cealaltă. Dacă vorbim din domeniul sales, fitness, sport, bazine și așa mai departe, acestea tot au fost închise toate și au suferit destul de mult, inclusiv și învățământul privat. Aici e vorba de grădiniți private, centre de agrement pentru copii, de socializare, de învățătură, învățământ, cum se mai numesc ele. Deci toate au fost închise și toate au suferit probleme. Dar sunt unele domenii, deci care... Deci eu vreau să fac așa o... Hai să spunem o... Nu știu, o întreprindere care produce material din lemn și anume produce sicrii pentru export în Italia. Nu este chiar contextual acum. Nu e contextual, dar atunci în timpul pandemiei, deci ei au fost printre primii care m-au întrebat, dar cum o să lucrăm noi dacă se blochează, nu vine marfa primă din Ucraina? Deci cum o să lucrăm noi? Ce facem? Noi avem comenzi, avem de lucru, dar noi și multe alte sectoare de producere. Deci hai că spunem că producerea, producătorii produselor alimentare au lucrat iarăși cu respectarea condițiilor, bănuiesc eu, deoarece magazinele au fost închise și după cât cunoaștem, a fost o perioadă când se vindea mai mult decât în perioada cea bună, deoarece mulți temeau și făceau rezerve, provizii și cumpăra tot de magazin. Dacă mergeai la magazin la ora 8 seara, nu mai găseai nimic. Da, așa este. Putem să abordăm subiecții la sectoarele care își aduc aportul în această scădere a produsului intern brut. Mai puțin am discutat despre, chiar dacă ați făcut o delimitare foarte clară dintre angajat și angajator, este foarte influențată negativă piața muncii în ceea ce înseamnă angajatorii. Angajatorii sunt agenții economici, da? Da. Angajații își pierd locurile de muncă. Gradul de șomaj a crescut considerabil, la nivel de 10.000 deja avem înscriși. Avem alături de noi colegii și comunică un domn care, cu regret, în această perioadă a pandemiei cu COVID-19, infecții COVID-19, s-a ciocnit cu această gravă problemă, așa, care l-a dus de vrute ori nevrute în zona în care a devenit șomer. Bună seara, domnul Sergiu Mârza. Bună seara. Bună seara. Spuneți-ne, vă rog, cum s-a întâmplat că dumneavoastră ați rămas fără serviciu. Deci s-a primit așa, deci situația pandemică globală, da, care a afectat totalmente lumea și în special mai multe sectoare, da? S-a primit în aprilie, da, deci angajatorul fiind afectat de criza pandemică, deci eu am lucrat deci, ca manager, da, deci în sectorul de vânzări și s-a oprit, da, s-a oprit
s-au oprit vânzările, au scăzut vânzările. Și din păcate, pentru a minimiza careva cheltuieli, am fost impus să scriu o cerere, da, din propria inițiativă, da. Eu probabil cred că majoritatea deci oamenilor, da, au fost în situația dată, au fost impuși să scrie cererea, da. Și apoi m-am gândit de ce să nu încerc la agenția forței de muncă, da, să scriu deci o cerere, da. Cam asta. La dumneavoastră, în manieră personală, ați încercat să deschideți acele uși în alte sectoare pe același domeniu. Deci am încercat, da, dar nu a fost cu succes. Bine, și ce faceți acum? Cum reușiți, de fapt, să mergeți mai departe din punctul de vedere a ceea ce așteptăm la finalul activității, adică a salariilor? Deci, la moment, să spunem așa, activitatea vânzărilor a început să meargă mediu, da? Deci pe o treaptă să crească, da? Cum s-ar spune. Deci totul funcționează, dar deci sunt în căutare de muncă la moment, da? Dar cu ajutorul forței de muncă, deci până acum mă mențineam, da? Adică plus deci împreună cu soția. Soția activa până acum. Am înțeles, domnule Mârza, noi vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această perioadă. Vă urăm toate bune și să reușiți într-o a vă identifica acea poziție, acea activitate, acel serviciu. Vă zicem toate bune. Da, o seară. Domnule Ghețu, vă rog ca dumneavoastră să vă expuneți, sigur, în termeni concreți, cu referință la ce măsuri autoritatea centrală ar trebui să aducă la casă sau să adopte pentru a nu trece despre această zonă. O putem numi azi platou, cu speranța ca să nu fie mai și crescută, ca să diminuăm din acest efect și situația socioeconomică să nu se schimbe, sigur, în declin. Vedeți, dumneavoastră, raporturile de muncă este raportul dintre angajat și angajator. Și orice încheiere a raportului de muncă sau încheierea contractului de muncă, realizarea acestuia și încetarea contractului de muncă ține de părți. Deci, dumneavoastră a spus că a depus cerere de demisie. E clar că într-un raport de muncă mai este partea socială, când angajatorul poate îl roagă, poate binevol, dar mai cu deasâla, dar totuși a fost depusă o cerere de demisie. Deci, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a intervenit, deci, hai să spunem, nu printr-o lege sau prin act normativ, dar cu o recomandare care a fost plasată pe site-ul Ministerului, pe site-ul Confederației Naționale a Sindicatelor, a Patronatelor, deci care sunt acțiunile angajatorilor în situația de pandemie și deci niște recomandări. Deci, în primul rând, a fost recomandat ca salariații să fie transmiși pe cât este posibil cu munca la distanță, cât este posibil să se acorde concedii de odihnă anuale nefolosite, poate care au rămas de anul trecut sau de câțiva ani sau de pe anul acesta, inclusiv și cu recomandarea acordării concediilor în avans, deci pentru perioada încă nelucrată, cât mai mult posibil posibilitatea de a diminua regimul de muncă prin acordul părților, stabilirea regimului de muncă parțial, deci da, dacă suntem toți la 8 ore, ca să nu cineva să fie concediat, dar cineva să lucreze în regimul de plin, lucrăm toți câte 6 ore sau câte 4 ore. Deci, ca cumva angajatorul să-și mențină salariații. Deoarece, credeți-mă că nu este greu, nu este ușor să concedezi salariații și pe urmă să-ți strângi echipa din nou, persoane care au lucrat 5, 10 sau 15 ani. E foarte greu când ai o echipă într-o orice domeniu și pe urmă îi pierzi și pe urmă și îi cauți, că ei nu se aștept de nimeni, îi pleacă și se angajează în altă parte. Deci a fost recomandat să aplice staționare sau șomaj tehnic în cazul în care legea permite și cu achitarea. Deci staționarea, cum prevede legislația, minim 2-3. Da, să ne comunicați cât de mult s-a luat act la aceste recomandări care au fost aduse la acea perioadă. Da, deci staționarea, articolul 80 prim din codul muncii, 2/3 din salariul de funcție și șomajul tehnic, deci minim, deci cel puțin 50% din salariul de funcție. Și numai, deci la sfârșitul listei de recomandări, deci a fost scris și concediu din cont propriu, posibil că, dar iarăși, numai cu acordul salariatului. Cât
pe cât a avut impact asupra angajatorilor, deci să respecte această recomandare. Deci nu știu, n-am făcut o analiză, deoarece nu este posibil așa de ușor, că agenții economici sunt foarte mulți, dar eu personal cunosc că la noi telefonul suna într-un, adică nu putem să facem nimic, suna dimineața până seara, foarte mulți agenții economici care în prima lună, deci nimeni nu știe cât o să dureze. Și prima lună chiar mulți s-au conformat. Și chiar mă sunau și spuneau că noi nu vrem șomaj tehnic, dar staționare, că e puțin mai mare plata. Și mă întreba alții, dar putem să-i menținem 100% din salariu? Ca peste o lună suni, spui, da, poate să trecem la 50? Și tot așa în fiecare lună... Am înțeles că vă telefonau de la cei care de la buget. Care de buget de la stat. Agenții economici care funcționau și care aveau activitate economică trebuie să aibă venituri ca să pot activa plăti salariul. Deci aici este momentul care de sursuionare, că acei care aveau de la buget, aveau banii, ei încercau cum prin diferite metode, cum se spuneți dumneavoastră, să pătească mai mult la echipa lor ca să care stă acasă. Iar agenții economici care nu aveau surse și au fost obligați să... Nici concediu pe termen scurt nu aveau devine o soluție. De achitare și noi nu uităm că în martie încă agentul economic trebuie să plătească toate impozitele din anul precedent. Și asta nu a fost scutit nimeni. Noi erau tot plin cu marfă, cu produse și noi trebuie să plătim impozitate integral din anul precedent. Și am plătit și încă amenzi pentru fiecare reținere, fiecare zi. N-am avut posibilitate. Colegii îmi comunică că la un moment telefon... foarte important că nu a fost stipulat și la dumneavoastră că trebuie să stipulați foarte scurt, vă rog mult, că era posibilitatea și de a suspinda contractele individuale. Deoarece pe noi ne-au închis și noi avem drept să suspindăm contractele individuale, deoarece noi nu putem activa. Nu din cauza noastră, dar din exterior. Și nicăieri nimeni nu a fost menționat acest moment. Și aici a fost foarte straniu pe drumul ăsta. Dar de ce suspendați contractul individual de muncă? De ce? Doar ce nici eu nu pot obliga să-ți plătesc salariul, nici tu nu poți să vii la lucru, că ești interzis. Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi, colegii, și-mi comunică, este doamna Ala Cuciuc la telefon, șefa Centrului de Apel și Comunicare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este o intervenție la caz. De ce? Pentru că am desfășurat în termeni scurți ce înseamnă sau care este raportul dintre angajat și angajator. Doamna Cuciuc, bună seara, ne auziți? Bună seara! Doamna Cuciuc, probabil ați fost alături de noi și în minutele anterioare ați asistat la dialogul din platoul emisiunii. Spuneți-ne, vă rog, care este situația pe piața muncii la ziua de astăzi și cum stăm la capitolul disponibilităților locurilor de muncă azi? Dacă vorbim despre numărul persoanelor care sunt aflate în căutare unui loc de muncă și care s-au adresat la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, de la 1 ianuarie 2020, deci a fost o cifră de 61.000 de persoane. Mai concret, 61.040 de persoane. Dar spuneți-ne, vă rog, și sectoarele cele mai solicitate care au fost și care sunt, continuă a fi. Vă rog, încă o dată. Spuneți-mi, vă rog, sectoarele unde cererea de angajare este cea mai mare. La moment avem în jur la 8.240 de locuri vacante înregistrate oficial. De la începutul anului a fost cifra de 18.200 de locuri de muncă. Deci o parte din ei au fost închise. Da. Din motiv că persoanele au fost angajate, au găsit forță de muncă. Dar la moment lucrăm cu cei care vor să angajeze, cu aceste 8.240 de locuri de muncă. Și vă spun de în care domenii cele mai multe oferte de muncă. În domeniul sănătății se cer medici specialiști, asistenți medicali, laboranți, farmaciști. Se cer specialiști în învățământ, profesori, învățământul primar, gimnazial, liceal. Se cer specialiști, polițiști, ofițeri, urmărire penală. Deci vorbesc despre cei care au studii superioare și medii de specialitate.
din numărul total de locuri de muncă, se constituie 30% din numărul total. Deci anume pentru persoane cu acest nivel de studii. Da, spuneți-mi, doamna Cuciuc, vă rog, paralel la această expunere punctuală, doamna Cuciuc, spuneți-mi, vă rog, cât de mult s-a schimbat și atitudinea angajaților și angajatorilor, de fapt, în această perioadă a pandemiei? S-a dublat numărul persoanelor care s-au adresat, persoanelor care au primit statutul de șomer. Dacă să comparăm cu anul 2019, tot pe această perioadă, aproximativ cu 50% s-a dublat numărul șomerilor înregistrați. Dar la solicitări, la depunere, de fapt, acelor acte, probabil ulterior angajat, nu vine cu alte solicitări, făcând trimitere la salarii, la condiții, etc.? Sigur că persoanele doresc un loc de muncă, un post de muncă cu un salariu mai binevenit, mai mare. Din partea angajatorilor, solicitarea este ca specialistul să fie cu o calificare mai mare. Vă mulțumim foarte frumos, vă mulțumim că ați fost alături de noi, noi vă zicem o seară bună. Continuăm dialogul, domnule Gureu, vorbim despre solicitări, despre condiție. Angajații de care dispuneți la ziua de astăzi au venit cu noi supliniri, noi solicitări, noi doleanțe pentru a-și păstra activitatea în cadrul entității pe care dumneavoastră o coordonați. Și dumneavoastră la caz să aduceți acel plus valoare pentru a fi de comun acord toți bine și mersi. Poate este un caz mai special, întreprinderea pe care o reprezint, fiindcă, spuneam și mai devreme, noi am divizat deciziile legate de salariat și deciziile legate de activitatea economică și am încercat să găsim soluții și pe o parte și pe de altă parte. Referitor la salariat, am decis împreună ca puțin peste 50% să meargă în regim de staționare, iar restul angajaților să rămână la serviciu, cu păstrarea 100% a salariului, cât și în cazul unora și în cazul celorlalți. Adică nu am redus orele de muncă, doar regimul de staționare. Pe de altă parte, pe partea economică, am reușit să atragem parteneri care să ne susțină, să rezistăm acestei provocări. Și totodată am apelat la subvenționarea plăților către bugetul asigurărilor de stat în domeniul social și medical în cazul plăților pe care le-am avut noi lunare din salariul oamenilor pe care i-am angajat. De ce am luat asemenea decizii? După cum ați menționat și dumneavoastră, până a avea pandemia, a fost dificil să formăm această echipă de specialiști care lucrează în întreprinderea noastră și am analizat din perspectivă mai lungă dacă vom pierde acești specialiști, fiindcă mulți din ei sunt cu gândul să plece, de exemplu, peste hotare sau să vină în Chișinău, că noi suntem nu departe de Chișinău ca și întreprindere și au mai multe avantaje, de exemplu, în Chișinău. Și am decis să păstrăm locuri de muncă chiar cu riscul de a scădea foarte mult fondul de rezervă care era, de fapt, destinat pentru 2020 în domeniul unor investiții de infrastructură pentru întreprindere. Adică, pe de o parte, am avut de câștigat să menținem locuri de muncă. Spuneți-ne dacă, în termeni utili, ca timp, aveți și un plan deja strategic de risc pentru a depăși blocaje la caz dacă se va menține această situație sau, cu speranță, să nu să se agraveze. Dar lucrurile, de fapt, la tot ceea ce este și în presă, asistăm cu toții. Numărul de cazuri la zi cresc, situația nu se schimbă. Mi-e frică să declar că avem strategii care pot funcționa. Evident că avem mici strategii A, B, C, dar fiindcă nu suntem siguri deja de mai mult de jumătate de an în ce direcții mergem, încercăm să dezvoltăm noi domenii de activitate, să ne focusăm pe piața locală, în mediul rural unde noi activăm, fiindcă până acum eram clienții noștri erau în Chișinău.
Adică, evident că nu stăm pe loc, dezvoltăm cele mici strategii și eu cred că o să ne reușească, dar menționez încă o dată, suntem o afacere socială care are și parteneri care ne susțin, de exemplu, donatori privați din țară, de peste hotare, sunt persoane fizice, specialiști în domeniul care pro bono ne ajută cu sfaturi și expertiză, adică încercăm să atragem. Poate cazul nostru nu este foarte relevant situație, dar oricum avem foarte mult de pătimit din urma crizei pandemice, dar soluțiile în cazul nostru cred că sunt mai multe ca în cazul unei afaceri clasice care este orientată spre profit. Vă mulțumim frumos. Domnule Albulescu a spus în expunerea anterioară că ați purtat dialoguri, da, cu diferite persoane, cu autoritățile. Aici este loc de expunere în ceea ce înseamnă strategie și cum mergem mai departe în segmentul, în sectorul transporturilor. Noi am pus întrebarea. Păstrăm transportul de marfă prin Republica Moldova sau nu? Da, păstrăm. Da, dumneavoastră ați pus întrebarea sau ați adus spre demonstrare cât de important este sectorul de transport a mărfurilor. Noi să vă închipuiți că nu lucrează azi transportul marfar. Toți puteți să aveți cea mai frumoasă restaurant, nu să aveți... Dar deschiderea este din partea guvernului. Este și dispoziția, dar de prim-ministru a creat un grup de lucru. Alt problem, greu ne mișcăm. S-a auzit astăzi, a fost ședința guvernului, a fost susținut noutatea, modificarea legislației, că acum taxa rutieră nu va fi la începutul anului, dar la alimentare. Ai turnat motorin, ai turnat benzin, ai chitat taxa rutieră. Mai mult te-ai mișcat, mai mult ai chitat. Ai stat acasă, nu achiți. Noi toate aceste propuneri le propunem pentru ca ce? Să păstrăm ramura, să nu plece din țară transportatorii. Transportatorii noștri, conducătorii noștri, șoferi sunt foarte buni. În România avem și 300 de firme care au plecat. Nu se mai întorc în Moldova. Dar în această perioadă au fost companii care au și suferit aceste restringeri. După statistica noastră, cam 50 de companii nu se mai revin pe piață. Care, gata, așa în popor spune, au murit. Caut alt modalitate de a supraviețui, șoferii pleacă, ei nu mai pot rezista. Multe companii s-au înregistrat în Bulgaria, în Cehia, fiindcă transportul internațional este dezvoltat, este astăzi sunt solicitați șoferii noștri, vedeți, și unde vă concentrați atenția atunci în această perioadă? Noi ne concentrăm pentru a fi compatibili pe piață, mișorarea cheltuielilor, majorarea autorizațiilor care stau la bază, ca să acestea toate, accizul, cum în toate țările se întoarce de la motorină utilizat pentru transport, să fie restituit măcar 50%. Asta îi impune pe transportatori ca ei să muncească pe alb, să rămâi în țară și să nu fac transportul ilicit. Noi acestea toate propunem, le-am expus. Suntem în discuție cu Ministerul Economiei, dar vă spun, foarte lent ne mișcăm. Dar spuneți în paralel cum controlați activitatea persoanelor care muncesc în acest sector a transporturilor de mărfuri, și să vorbim despre transportul extern de mărfuri, cum monitorizați infectarea, neinfectarea și la caz ce măsuri se iau? Eu am spus din start, noi suntem asociație garantă în sistemul TIR. La noi totul e computerizat. Nu se face un pas, nu se mișcă un camion până ce nu este computerizat. Și noi vedem după rezultatele. Noi astăzi avem minus 19% scăderi față de anul trecut. Dar ce înseamnă computerizat? Aveți termometre? Nu, șoferul. Nu, noi vedem cum se mișcă camionul, unde se află, ce folosești, ce marfă transport. Fiindcă astăzi transportul de acum nu e numai cei că șoferul și la volan. El de acum are pe jurul lui și tahografie digitale. Noi tot cunoaștem despre transportori. Noi vorbim de cei care lucrează în sistemul TIR, care suntem astăzi membri asociației noastre, sunt în jur de 450 de companii de transport marfar internațional. Noi nu vorbim transportul național, nu vorbim taxi, nu vorbim de persoane, aici sunt alte probleme care colegii mei, care noi suntem în Consiliu Consultativ pe lângă Ministerul Economiei, unde am avut o întâlnire cu ministrul din jumătate de oră, s-a prefăcut în 2 ore jumătate, au intrat în sens a problemelor, probleme sunt multe și noi dorim la masa de negocieri să le discutăm pentru a păstra ramura. Am înțeles, pentru păstrarea ramurii, domnule Cipătărescu, schimbarea jocurilor.
schimbarea jocurilor pe această platformă în contextul pandemiei. Cum dumneavoastră ați simțit-o și cum faceți față într-o a vă integra în noile reguli? Orice criză te impune să te schimbi. Și asta este important. Cine se schimbă are șansă să supraviețuiască. Vorbim despre o criză pandemică, nu prea am avut noi a face până la ziua de astăzi cu asemenea blocaj. Vreau să vă zic că cafenele, restaurantele, o să se joace deja cu mai mult, o să fie concurență direct cu retail-ul, deoarece omul deja mai mult o să dorească să mănânce acasă, ori la birou, mai puțin să socializeze. Asta o să fie și deja se simte, deoarece oamenii mai mult comandă deja livrări și cine a dat din coate, să zicem așa, și a schimbat meniul și a organizat serviciul de livrare, mai au șansă ca să se reprofileze puțin de la alimentația clasică la masă, alimentația la pachet, spunem așa. Nu numai la catering, dar și la pachet. Și asta este. Sunt multe și posibilități de a te dezvolta și a schimba situația. Da, vorbind în termen de capricii, la ziua de astăzi manifestul capriciilor îl fac și în raport de colegii dumneavoastră, îl face angajatorul sau angajații la situație, vorbind despre salarii care pretind a fi poate mai mici din partea angajatorului, poate mai mari din partea angajatului, pentru că se asumă la o expunere. Aici noi am nimerit într-o situație foarte interesantă. Se presupune că au scăzut cerere de oameni care știu specialitatea și în străinătate. Dar, de fapt, s-a întâmplat un moment foarte neplăcut pentru Moldova. Ceilalți țări au început să plătească la echipă, la lucrători, să stea acasă. Ei au început să stea acasă și a noștri moldovenii și din alte țări au început să găsească mai rapid lucru în Marea Britanie, în diferite țări. Și au început exotul de oameni, de specialiști, au crescut acum. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu s-a întâmplat că este un surplus de mai mult de echipă. Nu, invers. Că au început să plece, dacă ați văzut știri, stă oamenii la oamenii, nu pot trece, că noștri pleacă. Și noi suntem într-o situație când noi nu avem un lucrător. Adică se apare pe această platformă și competența de cadru nemijlocit. Da. Domnule Gure, spuneți dumneavoastră ce soluții vedeți pe termen mediu și scurt, lung, nu aducem în expunere, într-o apăstrare acestui raport dintre angajat și angajator. Și am să vă rog după care să dați și un plus valoare de a completa acest subiect. Menționez că comunicarea asta pe dimensiunea salariu, competențe și așa mai departe nu este o noutate, nu a apărut acum pe timpul pandemiei. De fapt, suntem într-un dialog continuu, angajatorul și salariatul la acest subiect, indiferent că e criză sau nu e criză. Ați întrebat mai sus și despre dacă în cazul pandemiei lumea se expune la risc, dacă au solicitat supliment la salariu. Am avut și asemenea discuții, însă am decis că păstrăm salariul, dar nici de cum nu ne permitem să oferim spor la salariu pentru a combate această presupunere că nu ne infectăm. Însă pe termen scurt sau pe termen lung spuneam că decizia noastră de fapt chiar și-a fost cumva ancorată în această temere că o să pierdem specialiștii pe care i-am crescut și i-am atras pe parcursul anilor în compania noastră și din cauza asta am decis să păstrăm salariile de 100%, să păstrăm toți oamenii în întreprindere cu riscul de a cheltui mai mulți bani chiar dacă nu avem venituri. Pe termen mai mare, noi foarte mult mizăm pe suportul guvernului în subvenționare, chiar dacă s-a menționat aici că sunt pași lenți, dacă noi o să insistăm mai mult, cred că acest suport o să vină și partenerii externi poate vor fi deschiși să susțină acest lucru. Confirm și faptul că peste hotare s-au deschis mai multe oportunități pentru specialiști din țara noastră să migreze acolo, să lucreze. Adică riscurile sunt enorme și, după cum spuneam, suntem într-o situație de incertitudine și este greu să facem niște prognoze foarte sigure, dar ne străduim la maxim să menținem forța de muncă aici acasă. Într-o zonă de incertitudine, la
propriu și operând cu termen de domeniul raporturilor de muncă și parteneriatul social. Domnul Ghețu, expuneți-vă, vă rog, în termeni concreți, cum asigurăm protecția socioeconomică și în același timp sănătatea angajaților și angajatorilor în perioada chiar de până la acest final de an, pentru că nu putem da termeni extinși și prognoze. De ce? Lucrurile sunt clare de la sine, prin prisma unor vari expuneri și abordări specifice. Înțeles. Deci, până treci la întrebarea dumneavoastră, vreau să fac o precizare referitor la subvenții. Deci, persoanele care au rămas fără un loc de muncă în Republica Moldova, deci este modificat legea 105 cu privire la asigurarea de șomaj, ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj. Deci, li se achită o indemnizație egală cu 2.775 de lei. Deci a fost modificat, dacă anterior doar cei care erau reduși sau pierdeau locul de muncă din unele motive, acum, indiferent de situații, deci, șomerul sau persoana care a rămas fără un loc de muncă, și în acest context este că multe persoane stau pe gânduri. Să plece la întreprindere cu gândul că nu o să mai poată să-l ia înapoi și să beneficieze 2.775 lei, sau tot mai bine să mai aștepte și să vadă care să fie situația. De asta, doamna ce a spus că s-a dublat numărul șomerilor, nu e exclus că el s-a mărit mai mult, dar mulți nu se adresează, adică mai așteaptă să vadă ce o să fie cu întreprindere. Și cu care s-au spus despre subvenții, deci cei care au păstrat locul de muncă salariaților și au avut șomaj tehnic sau staționare, deci niște subvenții sunt prevăzute de Ministerul Finanțelor, le se întoarce înapoi o parte din plăți, deci care s-a fost... Bine, și revenim nemijloc la întrebarea... Revenim la întrebare. Deci, ține de securitatea și sănătatea muncă la locul de muncă este legea 186 din 10 iulie 2008, care prevede că angajatorul este responsabil de securitatea muncii la nivel de unitate. Cum o asigură el? Deci, este de obligația angajatorului să organizeze securitatea muncii sub toate aspectele și pe orice segment în parte. Dacă până acum nu aveam problema asta de COVID și angajatorul asigura doar securitatea muncii din punct de vedere a riscurilor specifice și funcții care erau, acum a mai apărut un segment, o problemă care iarăși angajatorul ține de competență și obligația să se o asigură. Adică se asigură cu echipamente individuale de protecție, dacă e necesar, se asigură cu dezinfectant, cu mănuși, știu, cu alte echipamente individuale și colectiv de protecție pentru a asigura sănătatea și integritatea persoanei. Și aici ține de partea social-economică, iarăși, dumneavoastră spuneți că în unele țări au fost acordate careva plăți, sporuri, subvenții și așa mai departe. Sunt de acord, eu nu cred că dacă bugetul statului avea să aibă așa, să-și permită așa lux, nu avea să o facă. De ce? Da, spuneți-mi, rog, operăm cu termenul și în afara țării. În opinia dumneavoastră, în Republica Moldova, respectarea acestor măsuri, restricții, oarecum deja oamenii cam s-au relaxat sau se pare? Pentru că vedem și în expunerea publică. Oamenii deja oarecum mai lejer privesc aceste restricții și măsuri care au fost impuse, așa, într-o păstrare nemijlocită a climatului sănătății publice. Vedem aspectele ce țin de intervale, aspectele ce țin de dezinfectare, aspectele ce țin de multe și toate celelalte emisii anterior. Într-adevăr, oamenii un pic s-au relaxat, dar totuși unele momente și pentru cei care vreau să respecte, deci au intrat, cred că în sânge, da? Chiar și aceeași, dacă la dumneavoastră aici, deci nu mă trebuie. Deci oricum este o distanță. Sigur. Și o păstrăm. Multe persoane deja, când vorbesc, când salută, deja salutul cu strângerea mâinii cam iese din modă, te salut pur și simplu. Deci, iarăși, individual, de la caz la caz. Dar, într-adevăr, s-au relaxat și cei care au fost deschise unele întreprinderi care le s-a spus că bine, dar permitem să deschideți, numai cu condiția 1, 2, 3, 4. Și eu am încercat și între unele restaurante, chiar unele cafenele, într-adevăr, toți încearcă să respecte, deoarece mai bine să respecte decât să vii mâine cineva să... Vă mulțumesc foarte frumos. În segmentul Horeca, în restaurante, în hotelul, cafenele și așa mai departe. Domnule Cevătărescu, dumneavoastră aveți alternativ reguli separate care tindeți să le impuneți angajaților dumneavoastră, caz în care lucrurile iarăși merg în continuare nu spre bine, cum asistăm?
pentru noi, cu pentru alimentație publică, a avea grijă de unele momente să asigurarea securității alimentare este ceva pentru noi primit. La noi toată vremea se cerea ca să fie termografia, să fie controlul sănătății la oameni. Că, registrul de sănătate în alimentație publică permanent era. În alte întreprinderi, alte domenii nu era. La noi permanent, omul când venea la lucru trebuie să se semneze, era controlat de manager ca să nu aibă temperatură, să nu aibă diaree, să nu aibă răni vedite, ca să fie sănătos. Deoarece noi preparăm mâncare și respectiv oamenii care prepară sănătate erau puțin altfel abordarea situației. Și asta pentru noi nu a fost complicat pentru noi care eram în acest domeniu. Regulile impuse la oaspeți deja puțin mai complicat. Dar și cu asta încheiem. Dar și asta a fost ok. Să sperăm, vă mulțumim în primul rând pentru prezența dumneavoastră astăzi la noi în platou. Să sperăm că respectarea regulilor nu va aduce probleme celor care sunt pe această platformă. Vă zicem pe curând și multă sănătate tuturor. Stimați telespectatori, în această perioadă de incertitudine și liniște, este important și ne obligăm într-o a înfrunta inamicul invizibil. Măsurile de restricție, odată și odată, vor fi anulate. Viața revine la normal. Iar până atunci să acționăm concret și vom învinge.